Mată echipa giuleșteană de FC Clinceni, CSMS Iași și ACS Berceni. Claudiu Tudor execută lovitura de la colțul terenului și mare ratare, extraordinară ratare. Cum poate Curiliuc să rateze din doar câțiva metri? Cred că am asistat, doamnelor și domnilor, la ratarea acestui start de sezon. Nu mi-amintesc să fi văzut în aceste 9 etape o ratare mai mare. Iată centrarea lui Claudiu Tudor și complet nemarcat din 3 metri. Extraordinar. Băcăuani în careul Berceniului, înalt, respinge de acolo Sandu Cosmin și șutul lui Claudiu Tudor nu își atinge ținta. Titular în ultimele etape. E foarte important pentru Liga Secundă să ai în lot jucători sub 22 de ani, cum cere regulamentul. Practic orice antrenor e obligat să facă. Iată acțiune bună a oaspeților și este penalti. Penalti pentru ACS Berceni. Nistor a fost faultat. Să vedem reluarea acestei faze. Iată centrarea, pasa în adâncime. Nistor. Eu zic că s-a acordat ușor această lovitură de pedeapsă. Însă decizia aparține arbitrului. Iată din nou reluare. Duelul dintre Nistor și Burcă. Un picior. Nu, lasă, fără. Nu, nu. E clar, nici vorbă de lovitură de pedeapsă la această fază. Fâșie față în față cu Olteanu, pas 2-3 și gol pentru ACS Berceni, doamnelor și domnilor. Suntem în minutul 31 al partidei de aici, de pe stadionul Aerostar din Bacău. Fâșie deschide scorul pentru ACS Berceni din lovitură de pedeapsă acordat mult prea ușor de arbitrul Teodor Crăciunescu. Reușește să păstreze mingea în suprafața de joc. Intră în centru. Claudiu Tudor era acolo de la Hurdubei. Mingea la Mihălăchioaie. Încearcă un șut foarte bun, șutul lui Mihălăchioaie. Vă spuneam și în prima repriză, are un șut excelent, fundașul dreapta al Băcăuanilor. V-ați convins la această fază? Suntem în minutul 50 al partidei. Mihălăchioaie a creat mari emoții lui Teodor Meilă. Lovitură de colț pentru Băcăuani. Liber! Extraordinar, nu, ceva se întâmplă cu Băcăuanii astăzi, Strugariu de această dată. La veraj 9-13, minus 8 la adevăr, să vedem acum cartonaș galben pentru Lozdanu. Este Burcă. Aici dați-mi voie să-mi exprim o părere. A fost de roșu clar, se îndrepta spre poartă. Iată reluarea acestei faze. Arbitrează în compensație Teodor Crăciunescu. A aflat probabil la pauză că a dictat eronat penalti pentru oaspeți în premier. În fine, se reia partida. Și peste poartă șutează Alexandru Stan din lovitura liberă acordată de Teodor Crăciunescu. Cuta ori Hurdubei, el face acest lucru. Gol! For Club Bacău! Hurdubei restabilește egalitatea! Iată reluare! Reușita de excepție a lui Hurdubei, minge trimisă
sub bara porții apărate de Meilă. Iată șutul lui Hurdubei peste zid pe colțul scurt, aproape de vincul porții lui Meilă. Suntem, doamnelor și domnilor, în minutul 28 al reprizei secunde și scorul este 1-1, meciul dintre Sport Club Bacău și ACS Berceni. Trimite bine și extraordinară intervenția lui Luncanu de pe linia porții, însă reușesc în cele din urmă să marcheze prin același fundaș Fâșie cei din Berceni. Ce, iată, reluarea acestei faze, lovitură de colț executată de Pădurețu. Fâșie trimite, Luncanu respinge de pe linia porții până la același fundaș al Bercenilor și scorul este 2-1 în favoarea oaspeților. Extrem de disputată partida de aici din Bacău.